La Antena 3, tatăl unui elev de clasa 6 din orașul Săcele din Brașov îl acuză pe profesorul de geografie că i-a bătut copilul până când a făcut pe el. Scandalul ar fi pornit în pauză, în moment în care copilul ar fi văzut un câine intrat în curtea școlii, în care a aruncat cu un ghemotoc de hârtie și ar fi lovit acel animal cu piciorul. De aceea, spune părintele elevului de clasa a 6-a că profesorul s-ar fi supărat și ar fi mers să-l lovească pe elev. Bărbatul spune că după bătaia încasată, pe copil îl doare capul, are coșmarul și nu mai doarme noaptea. În plus, tatăl spune că și atitudinea directorului acelei unități școlare a fost total necorespunzătoare și se gândește ca pe mai departe să depună plângere la poliție, să-l acționeze pe profesor în judecată. Pe de altă parte, directorul școlii spune că tatăl a făcut deja plângere și că va fi convocată o comisie de anchetă pentru a afla și varianta profesorului. Urmărim subiectul, mergem mai departe acum cu jurnalul. Avem informații din sport aduse de